Istorioare mici cu înțeles mare. Din istorioarele culese sau create de preot Iosif Trifa. Stăpânul meu e totdeauna acasă. Lumea ta e acum, căci ți s-a dus stăpânul de acasă, zise odată un om către un servitor care cunoștea pe domnul. O, dragul meu, răspunse servitorul, stăpânul meu nu s-a dus de acasă, el e totdeauna acasă. Stăpânul meu este domnul și tot ce lucrez, eu nu lucrez numai de ochii stăpânului, ci lucrez ca pentru domnul. Coloseni 3:23. Câștigul necurat. O femeie care vindea lapte la oraș și căzuse în ispita de a-l spori cu apă, se întorcea spre casă cu o maramă nouă cumpărată de la prăvălie. În drum spre casă, o ajunse o furtună și trecând peste un pod, vântul îi smulse marama de pe cap și o aruncă în apă. Oamenii umblau să o prindă, dar femeia, privind de pe pod cum o duce apa, le zise: lăsați-o, dragii mei, să meargă, căci din apă a ieșit și apa o duce. De câștigurile cele necurate totdeauna nimica se alege. Și totuși, atâția oameni umblă după câștiguri necurate. Ați ascultat Istorioare mici cu înțeles mare. Istorioarele, pildele și asemănările religioase prezentate fac parte din cea de-a treia ediție a cărții 600 istorioare religioase de preot Iosif Trifa, apărută la editura Oastea Domnului, Sibiu.